dimineața. Pace și Hristos a înălțat. Mami, da, o trecută înălțare. Nu. O trecut, duminică. Și după aia te oprești, da? Da. Mergem, trebuia să mergem la credință și mergem la credință. Doar să știe ea, data ne-a rămas bun, astăzi e ultima zi. Și după aceea mergem la doamna acelea. Mergem să scoatem cartofi de pământ, să culegem fasole verde. Gata, ultima zi de grădiniță, Natalia. Nu vine să cred. Gata. Ai terminat, iubita mea, grădiniță. No, care îți plate, te duce tati la McDonald's, că ai terminat grădinița. Merge la McDonald's, că n-am apucat să mâncăm acasă. Mâncăm puțin, bem o cafea și după aia mergem la doamna Angela. Doamna Angela e fostă educatoare, ea acum e la pensie. Și doamna Angela a lucrat ca doamnă la grădini, iubită mea. Mulți, mulți ani. Și ea mi-a spus, n-are rost să mai mergeți la grădiniță acum. Acum copiii merg numai să și e rămas bun. Școlăriță? Adevărată. Când la școală nu mai pleca, și pe tine te-ai lua. Bă, Natalia! Ea n-are ursuleț, da, are și ursuleț, dar sonicul ei. Sonicul și țiții. Instructorul i-am citit pe buze ce-o zis. Hai, tată! Bip, 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 bip! Săracu-i strâncă. Ce cald mi-e.
Vezi că mai ai în școală. Mai e o școală. Ai dreptate. Astfel, de la ora 8 începe școala. Asta nu e aia veche. Nu e aia veche. Din asta am văzut în Germania, tu știi? Pe munți. Da? Da? Ce lemne cu ea? Normal. Glumesc. Dar s-o fura mult, știu eu. Păi dacă nu le mai plătea. Dar e bine că, nu, totuși nu o trezim pe doamna acela prea
de vreme, mă gândesc că s-a trezit. Doamna Florica, cred că în grădină, unde Floria, nu știu să zic. Udă legumele ce trebuie udate. Le filmez că uite ce s-a adunat aici. Da. Vei extra să le pozezi. Poți cumpăra de la curte și pui de ăștia de casă. Uite ce fain. Să avem așa găini de ouă. Dar e foame sau? Nu e foame, că doar acolo... Îți doar curioase la filmat. Acolo sunt jgheaburile cu mâncare. Uite, uite, asta vrea să mă cipească. Da, am ajuns la doamna Angela. Domnul să binecuvinteze și pe... Doamna Florica, nu ne-am mai văzut de la nuntă. Da, mamă, dar cum am văzut câte... Uite, Angi, ce s-a schimbat față de cum am fost data trecută. Extraordinar. Da. Uite, ce baile. Îi atâta verde. Era la nivel, atâta era. Când am fost ultima dată, la un metru dacă a fost. Uite, paradaicile, la urmă, la Florica. Mamă mia! Doamna, uite, dacă știi, am să punem mai multe. N-am pus ce? Rânduri, dar... Asta ce-am pus noi? Nu, asta e de uscat, ce să mâncă și asta, de ce de la măr încolo. Uite și la roșii, două rânduri timpurii care spuse mai în vreme și restul de la Aurora, Roz, ok. Să vezi numai cum o pica pe ele. Astea, făcut? Da. Hai să vă arăt cum o pica pe ele. Mai trebuie udate, Angela. Nu, dar ce să vedem? Uite, uite. Ce zici că e asta? Sunt mâncate parcă de ceva. E rude. Asta e de la o pica ceva. De la ultima ploaie. Da. Că tot a fost înflorită, faină. Mm-hmm. Ce păcat. Ce păcat. Cât de frumos. Deci asta aici am pus eu cu Natalia, da, cu Patri. Exact. Aici e bucata asta. Am spus aici în loc la mazăre, sper că pe asta s-o salvez. Să... Nu mai... Că e mai în alea de la Cais. Nu. Și să vezi și la roșii. Roșiile care n-au acoperământ, te rodete. Uite-te la roșiile șerii, care sub vie. Uite aici, ce producție faină. Da, să vezi da. Și mai încolo, să vezi ce faină. Deci de la ultima ploaie. Da. Da. Hai să mergem cu cartofi. Oare n-ar fi bine să acoperiți ca așa un fel de semisolar? Acum fac așa cu asta de protecție. Da. Plasă de protecție. Da, da. Uh-huh. Da, da. A, plasă. Plasă de protecție. Da, da, am văzut la verișoara mea să mă tem. Plasă de protecție. Ok. Și pe roșii. Până la urmă, trebuie făcut. Solar. Solar, în solar, da. Ăștia de pe piață, tăți, cultiv în solar. Da, că nu mai merge altcumva. Nu mai merge treaba. Sploi acide, poluare și poluare, din păcate. Da. Uite rezultatul, câtă muncă s-a depus aici. Da. Că noi ne-am făcut răsadul. Da. Da, ce da. Micuț era răsadul da. Când ne le-ai arătat. Și ceapa, fiu-te, și ceapa iarsă. Tot iarsă. Hai, și stropite. Îți dai seama, dar degeaba ai grădină dacă, da, da, dacă da. Îi vreme acum îi. Da. Ploi cu poluarea. Acide. Care e în aer. Nu, că filmează cartofii și după aia venim aici. Că aici e mai umbră, da. Hai să mergem. Mami, hai să scoatem cartofi din pământ, iubita. Că te n-ai văzut așa ceva. Bine? Să vezi și tu cum să scot cartofii, bine? Așa am pus noi în pământ, iubita. Las că imediat venim, că aici e mai umbră și nu așa. Nu vezi ce înseamnă protecție. Un pic de vie și uite, tot e protejat. Hai să vezi mai încolo că deja încep să se coacă. Am pus roșii șerii. Da. Ca
Iară, săracu, s-o mai smuls acum. Merge mai bine. Uite și tangu cu ciucie. Hai, nu. Vrea să strângă ea? Încep și ei, săracii. Ce-i castravete? Ai găsit castravete? Bravo, iubire! Agia Sapa. Uite, du-te, Natalia, și ia. Uite, cartofi, iubita. Cartofi, mama, vezi? Da, n-am și poziție bună aici. Le pui aici, mami, în astea. Astea bune? Nu, astea bune le pui în găleata mare și astea micuțe pentru găini, le ferbe la găini, în găleata mare. Dar nu stricați cartofii voștri, oameni. Doamne! Vezi, Natalia, cum se fac cartofi în pământ, iubita. Miroase a ceapă. În spatele meu e plin de ceapă. Ai grijă. Numai ce e mare și frumos. Iar! Dai! Nu faci astrâng, ai grijă, mami. Uitați, doamne, la 91 de ani, scoate cartofi. Nu că i-am pus. Și acum, tot e de lucru. Eu am mai scos cartofi, dar altcumva. Al lui Anca eram mai băgați în pământ cumva și băgam furca în pământ și când scoteam cu tot cu cartofi. Natalia, eu pus așa. E mai fain ca la grădini, Natalia, așa e activitatea noastră. Activitate practică. Toți de cartofi. Da. Ce e frumos, spune. Din păcate, ori căzut și cu ei. Ăsta așa în alceu. Trebuia să fie verzi. Ăsta așa în alceu. Loboda. L-am lăsat de sămânță și uite și pe Loboda căzut. N-avem sămânță din niciun fir. Mai este. Trebuia să fie o inflorescență acolo sus. Aha. Ioi! Mai dăm la zi. Ai grijă. Că nu... Fiorile mele, balsamare. Uite, Natalia, încolo să vă duc. Wow, și aici este! Da, iubita! Acolo nu mai lua, nu mai lua de acolo, Natalia. Da, e acolo. Lasă, mami. Și am trecut tot așa, pățuț, nu? Da, cu cartofi, cu cartofi. O, mai este aici. Uite ce mare e cartoful ăla, Natalia. Da, o mai pus. Uite, mai mare, vezi? Hei! Dar să nu calci pe cartof, Natalia, ai grijă. Hai, la fel, vezi? Aici, la culeț. Faci așa. Asta mici le punem în... Ce ai, frunză în cap? Da. Felicitări pentru ei. A spus așa de frumos. Da, s-a auzit așa de urât de la boxa aia. Da. Du-te, Ange, mai încolo să facă și tata. Asta e să mă duc așa cumva, în așa loc. Așa. Vezi că ai casă. Da? Ok. Asta micuță aici o pui, da? Aș avea o întrebare. Oare câți ani are sapa aia mică? Nici eu nu știu. De la zărand, așa e? Acum. De la zărand, eu. De la, nu știu de la cine, de la socri. Ați auzit oameni buni de la socri ei? 100 de ani. Deci are zestre. Auzi, eu zic, 100 de ani are. Are.
când se punea speclă de zahăr. Da. De se duce la fabrică, la Arad. A, da, da. Tati, eu lucra la, la acolo, la fabrica de zahăr. Geamă. Era la cules de speclă. Se tăia așa capul, frunzele, și se o curățai de pământ și o aruncai la grămadă. Da? Ai fost la speclă? Nu. La părunt ai fost? Nu. Nu era părunt. Nimic. De la 12 ani am venit în Arad. A, așa, da. Nu știu nimic. Da. Soiul ăsta de struguri avem și noi, dar mei sunt mai mari. Cum? Poate altceva. E mai un schimb de fel. Ce ai găsit, Vita? Avem mai multe feluri. Ce? Eu te caut o smeură. Ah, smeură? Chiar îmi pare rău ce se întâmplă așa. Ai văzut ce se întâmplă numai la noi. Da. Și la grădina la patrie. Acolo nici atâta nu este cartofi. Da, cam așa. Da. Trebuie făcut ceva, că... Da. La solar. Trebuie să ne facem solar. Solar, da. Păcat de muncă. Da. Și oare la țară tot așa îi? Ia-o, ia-o, unde a venit valul de rog. Da. Da, hai, hai. Crește mai încoace, sunt mai mici. Eu se cap mai rău, știi? Dar dacă ploaie, nu cresc mai mari? Tati, dacă ploaie? Să strică? Te-ai da? Bravo, Natalia. Uite, am zis, hai să-i mai lăsăm să da, se maturizeze. Și tăți ori da colți în pământ. Da. A doua record. Nu, pentru că ei nu mai au frunze. Și atunci... Uite ce crampă faină. Deci din cauza că eu o stricat ploaia, așa-i? Rode aia, ultima ploaie. Da. A atacat. Nu știu cum se zice corect. Nu așa știm, rodie. Wow, ce dovleac! Acum îl văd acolo în spate. Dovlecel, a, dar ei... L-am lăsat de sămânță. Și așa, terminat. Așa. Deja s-a încălzit. Da, vezi? Ce-i frumos pui aici. Pepe galbe. Galbe? Da, să luăm sămânță. Hai să-l filmăm. Ai găsit smeură? Nu. Asta-i tovlecel. Altundeva ai găsit smeură. Ce mare e. Să unde este smeură? Smeură am mâncat. Ai mâncat de aici? Uite. Vă să iau? Nu, mami, lasă-l acolo. Da, uite. Ia am găsit așa. Tu ai găsit? Ce asta e caise. Ha? Asta e caise. Da, încă nu-s gata. Și uite, ăsta-i măr, Natalia. Ai ce miroasă ceapa. Fui. Și atunci ne mirăm de ce atâtea boli. Da. Nu, nu trebuie să ne mirăm. De la ce e atâta boală. Stai că astea nu stropite. Dar țăranii, ca să aibă producție, le stropesc. Eu știu, din surse sigure. Aveam o colegă din Galșa și zicea, am o vecină care se ocupă cu grădinărită și zice, vine să-ți dau, vine, te și de-astea. Îți dau de aici, de la, i-am pus pentru mine, că astea sunt puse da, pentru da. Vânzare. Da, mami, hai să cumpărăm de la țărani. Asta e realitatea. Da, asta e adevărul.
Dacă mă vede cu plas. Din păcate, din păcate, este de multe. Deci trebuie acoperit. Trebuie acoperit. Că altfel nu prea are rost. Trebuie acoperit și nu are rost. Deci nu-i mai cum era acum 30 de ani. Nici într-un cal. Cam plin aici. Nu-i mă duc să le golesc undeva, să aduc gălea ta. Nu, lasă că știm noi. Ok. Vine Angela cu... S-au de trenul pe aici. Da, iubita. Ok. Încearcă să vezi dacă e bun. Mă, ăla... Ăla e cam acrișor. L-ai șters un pic? Șterge-l un pic așa de tine. No, bine. Și roșiile, care am luat de la cineva aici, zis de la Apateu. Dar pe s-o văzut clar că sunt stropită și forțată. Avea marginea aia. Astea, da, da. Rumile astea, așa faine. Natalia m-a misepa. A, ia pătrujel. Da, bine. Găsiți o pungă și... Ia fie rânduiala. Natalia culege pătrujel. Lasă, mami, lasă că e destul atâta, hai. Lasă fata în pace acum. Lasă, nu e, că e n-o lasă acum. Să distrează și să simte bine. Acum un pic de pătrunjel. Nu, uite, o grămadă de cartoni i-o dat Angela. Mami, de așa nu se strică repede. Nu. A? Nu. Și vă mai dau. Nu mai. Da. Nici vorbă. Nu, gata, mami, nu mai rupe pâine. Și doamna Angela are varice la picior. Da. Da, da, bine. Destul, mami, nu mai, gata. Nu mai lua, Angela, nu mai lua. Cele care sunt făcute și le pui în găleacă, bine? Numai alea mari, Natalia. Faci așa rândul, uite așa. Nu-i păcat de la tot. Stai. Fac loc. Du-te. Natalia a găsit. Nu, Angela. Cu mare nu. Ea vrea să strângă mult. Bine, bine. Du-te la capăt și du-te pe mine, bine? Sau mă duc eu la capăt. Du-te lângă Natalia să nu ieși alea mici, mici. Stau lângă dumneata, că văd că vrei să stau lângă dumneata. Deja te-ai lovit, ai reușit? Vezi că mai este acolo o sârmă, poate ieși pe aia. Hai, o bea cu frumoasă. Nu mă împinge, că doar că pe jos. Nu, 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 n
Poate cu minte. Da. Dar poate mai crește. Bine ar fi. Eu atât am udat-o că se vede. Liniște. Da. Să vede care boale. Pe păstăi e așa, la și rugina. Nu găsești? Ai, ce mare ai găsit. A, uite, Natalia, uite-te la mine. Uite acolo unde arată tati, este mult. Ai văzut? Da. Acolo și un pic mai în față. Mă vezi să nu rupi, să iei așa frumos, ok? Să nu rupi toată planta. Tati. Bravo! Pentru bucuria la Natalia facem asta. Să vadă și acum e la țară. După rândurile astea două. Acolo unde Natalia este. Deci rândurile astea Natalia au pus cu patrii. Bravo! Da, că văd că mai are flori. Angi, du-te acolo unde e Natalia. Deci, lasă-mă să-mi termin rândul și după aia, ho! Da, numai acolo este și să nu rupă ea planta, știi? Da. Nu ui. Uite, mai este și aici. Foarte bine, tare, stai. Aici, Natalia? Da. Acum mă duc pe rândurile alea două. Deci, nu găsești. Nu prea este aici. Ce mică e. Și să uscă. O femeie de... Ce face cu ea? Și croitoria să mai culegi oare. M-a destul, deocamdată. Da. Când mergem la fratele Costel? Mergem. Am vrut să te întreb de el. Ieri, acum câteva zile am vorbit cu el. Uite, Angi, aici așa pe rândul ăsta acolo, pe la mijloc, tot acolo s-am spus să merg. Nu este, am fost. No, bine, eu le văd aici. Du-te eu ale tu, dacă tu le vezi. Nu mă duc. Uite, uite-te. Exact rândul ăsta așa. Acolo în capăt. Că se uscă. Aici, tati. Da, acolo unde te-am trimis pe tine, iubita. Hop, acolo. Acum hai către tati. Așa, hai. Și unde e găleata? Exact sub găleată. Acolo. La piciorul tău, Natalia. Vine în față. Nu, acolo, ăsta la altă. Ăsta din fața ta. Dar du-te tu acolo, că ești acolo. Acolo, acolo. Uite, acolo, vezi? Uite, sub ele, sub ele, iubita. Acolo e plin. Adică e plin. Ha? Sunt micuțe? Bravo! Da, uitați cu ce bunătăți ne așteaptă doamna Angela. Și ai și cuiul ăla? Ăsta e cu mere? Da, da, e răsturnată cu mere se numește. Răsturnată. Nu, nu știu așa ce. Răsturnată, nici nu știu cum e. Trebuie să-i dați la mami rețeta. Să pune o rândă biscuit subțiri, merele cu scorțișoare cu zahăr și un pișcot din cincio am făcut. Foarte fain arată. Și vezi dacă vezi și am pus frișca.
Hai să ne spălăm pe mâini. Hai. Cât ai? Pe bancă și zic, mama, zic, ce fain ai dansat, dar zice, zic, doamna aia a fost profesora lui domnul care filmează. Dar zice, dar ai măritată? O zis un urmăritor de-a nostru, Robert, o zis că nu mai pleacă Mirela la Germania, că și-o găsit. Mirela. Da, ketchup. Nu, Mirela, nu știi ce ai pierdut. Dacă îți vrei ketchup. Mama sau a fost aici, ce stăteam. Da, pe scaun. Are diabet, Parkinson, e sărat. Sărăfuță. Vorbim despre ziua anunții, când am filmat aici. Zici că n-ai mai mâncat pizza. Aici e mai bună. Uite. Pizza, te-ai făcut tot cu ketchup. Mult durat. Ia un șervețel și nu mai te râde atâta mai repede. Nu mergem acasă. Am stat vreo... cât e acum? 12? Aproape 3 ore am stat. A fost frumos. Uitați ce frumos e Leandru ăsta. Așa m-aș dori și eu, Leandru. Dar iarna e problemă cu el, că trebuie undeva la loc răcoros. Și noi nu prea avem loc răcoros iarna. Aici a fost nunta acasă, la Patri. Foarte fain. Ne-am simțit și la Mirela, i-a plăcut mult. Am vorbit și cu Mirela. Papel video cu ei. No, am fost la grădiște, am strâns recolta. Recolta aia căci... Da. Mamă, Doamne, iată, uite, o masă plină. Îți vreau 10 kg de cartofi aici. Cimenta, cimbru, pătrunjel, țelină, răuștean, și ceapă. Ceapă, usturoi și măcriș. Mami, și nu m-ai spus astăzi că trebuie să venim să luăm cartofi. Nu uite că nu mai trebuie. Chiar a spus mami că trebuie să mergem să luăm cartofi. Da, pe bune. Nu, lasă că... Avem plăș până-i lume. Da, punem în mașină. Avem plăș până-i lume. Trebuie să scrie ce scrie. La Natalia îi place foarte mult aici. Hai, că nu vreau să... Eu stau jos și dumneata în picioare. Nu, Dumnezeu să fie sănătate. Dacă nu stai acolo, mă scol. Stai. Doamna Florica, eu am speranță să vin la dumneavoastră cu tort când faceți 100 de ani. Amin. Să vă pun 100 de lumânări. Aud. Să vă dau de lucru să le suflați. Să fac 100 de ani, 100% ne împătăm. Mai ales eu. Angeajută să pun în plasă. No, ai auzit până Ana Florica? Ce planuri are la 100 de ani? Să se îmbete. Atunci vin cu mine la să te bagi odată. Ai. O să vină, mamă, la urmă. Hai, ortac atunci. Să punem și ceapă, mamă, și ceapă. Și bunătă, să ai de salată. Pune pe masă să nu ține mâna. Că din asta să faci salată. Da, și bunătă. De aia, Dumnezeu, sănătate. Uite așa. No, bine, și pune pe masă, că e greu. Nu e greu. Ce e asta, măcrișul? Nu faci ceva. Sarmale cu măcriș sau sos de măcriș. Lasă, că le iau eu, le iau eu. Uite, aici ai mărar congelat. Am văzut că ai făcut la Alice. La Angie îi place mărar. Soful de mărar îmi place cu chiftei. Și ce fain e. Și cu cartofi pireu. Uite aici cum stă de bine. Da. Să simte fata mea bine aici la doamna Angela. Îi priește grădina. Du-te la mașină, că nu vreau să stie cu el în mână.
Păi mergem acum toți la mașină, mami, nu mai stăm. Mergem acasă. Toți? Toți mergem acasă. Super. Da. Numai noi, iubita, mergem acasă. Ei stau aici. La... Vrei să vină la noi, doamna Angela și doamna Florica? Greapta nu-i grea. Nu-i grea. Nu. Numai asta, dar... Lasă că duc eu imediat. Am lăsat-o că nu vei. Hai. Mergem către casă. Revenim în curând, doamna Angela, la dumneavoastră, că sunteți de-ai noștri. Exact. Cel mai drag mic când stă în poartă și îmi face cu mâna. Domnul să le poarte pe grijă, niște femei minunate. Amândouă. Și toată familia e minunată. Și patrii și tăți. Ia ce cald. Da. Lasă telefonul puțin rău când te uiți în telefon și mergi și cu mașina. Casa lui doamna Neamțin. Foc? La căldură? Biserica Betania. Aici mergem noi. Picar. Ok. Picar. Vă lăsăm, dragii noștri. Sper să vă placă filmarea noastră. Un vizită la prietenii noștri dragi. La consăteni de-a lui. De-a lui tata, mă, că eu aici am crescut la Arad. Dar sunt mai mulți de-a noștri decât de-a lui tata. Exact. V-am lăsat. Domnul să vă binecuvinteze. Pace. Pace. La revedere. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 21 ianuarie 2024. Experimentează prezența lui Dumnezeu. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Psalmul 16, versetul 11. Dacă ai fost o persoană nefericită înainte de a-L întâlni pe Hristos, e ușor să faci greșeala de a crede că singurul loc în care te poți bucura de prezența sa este în biserică. Nu! Te poți bucura de prezența sa în orice loc. Acasă, la serviciu, la școală, în afaceri și chiar în vremuri de suferință și de împotrivire. Fratele Laurențiu, călugăr carmelit dintr-o mănăstire franceză, a scris cartea Practicarea prezenței lui Dumnezeu. Acestui călugăr îi displăcea rutina sa zilnică de la bucătărie. Atunci, Dumnezeu i-a arătat că tot ce făcea în fiecare zi, oricât de banal, putea fi pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. Și acest adevăr i-a schimbat viața. Tu îți poți cultiva mintea să fie productivă și îți poți cultiva și duhul să fie mai sensibil față de Dumnezeu. Poți ajunge în punctul în care să conștientizezi prezența și plăcerea sa în tot ce faci. A crede că Dumnezeu este prezent nu te ajută prea mult dacă crezi că El este supărat pe tine. Dar când știi că ești acceptat în Hristos, înțelegi că El e prezent cu tine tot timpul și că în același timp își găsește plăcerea în tine. Vezi Efeseni 1, versetul 6. Lucrul acesta îți va schimba radical părerea despre Dumnezeu. Există o mulțime de lucruri care țin de viața de zi cu zi și te poți bucura de ele dacă decizi să o faci. De gătit, de mersul la serviciu, de organizarea lucrurilor, de îndeplinirea sarcinilor zilnice, cumpărături, curățenie și așa mai departe. La urma urmelor, viața este compusă din astfel de lucruri. Bucuria nu vine din amuzament.
ci din decizia de a fi mulțumitor pentru fiecare clipă pe care o primești de la Dumnezeu, ca de un dar neprețuit. După orice nor și furtună grea, e o rază de speranță. După orice noapte dincolo de ea, zorii zilei se arată. Doar să crezi și ai să vezi, cu Iisus victoria e câștigată. Va străluci.